Eram aici în birou și dintr-o dată am auzit ceva sunet de ciudat la ușă și... Aoleu! Aoleu, Elsa, ce faci? Eu te-am venit cu niște telefoane, Doamne ferește! Mă, Elsa, zi, dar de unde ai adus tu telefoanele astea? Ia zi! Care-i faza cu ele? Este vorba despre două telefoane noi nouțe de la Samsung, Galaxy A55 5G și A35 5G, două telefoane absolut impecabile și o să vedeți în cele ce urmează de ce spun asta. Elsa, după cum puteți vedea, apreciază foarte, foarte tare aceste telefoane și abia așteaptă să se joace pe ele, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și astăzi ne vom juca Brawl Stars și o să vedeți multe, multe chestii interesante, așa că stați aproape. Telefoanele acestea mi-au fost oferite în teste și pot spune că sunt surprins de cât de bine se mișcă absolut tot ce am rulat pe ele. La o primă vedere ai spune că e același telefon, designul e la fel, dar e o diferență între ele și anume Galaxy A35 5G are Exynos 1380, un procesor un piculeț mai slăbuț, pe când telefonul A55 5G vine cu Exynos 1480, un procesor octa-core îmbunătățit pentru multitasking, jocuri și streaming și asta înseamnă că, bineînțeles, dacă vrei să rulezi cele mai intensive jocuri, îți recomand să mergi pe varianta A55 5G pentru a avea parte de experiența cea mai bună. Dar cu siguranță A35 va fi suficient pentru majoritatea oamenilor. Din ce am testat eu jocuri, s-a descurcat de minune. Ambele telefoane vin cu o baterie de 5000 de mAh și se încarcă cu 25W. Foarte, foarte rapid, nici măcar nu știi când ți s-a încărcat telefonul, atât de repede se încarcă și cu siguranță o să rămână bateria aceea pe întreaga perioada zilei. Telefoanele sunt rezistente la apă, vin și cu boxe stereo și din ce am ascultat, mi se pare că A55 sună un piculeț mai bine. De asemenea, ambele telefoane vin cu 3 camere, dar din nou, A55 mi s-a părut că face poze un piculeț mai bune și filmările la fel, dar diferența nu este atât de mare. Totuși, un lucru foarte important pe care ambele telefoane îl au este ecranul de 120Hz. Un ecran foarte, foarte viu colorat și faptul că este pe 120Hz este extrem de important pe partea de gaming. Pentru că e rapiditatea cu care tu poți să vezi dinamicul și fluiditatea de care ai nevoie să te întorci rapid și să finalizezi misiunea. Asta cred eu că e cel mai important când vine vorba de un telefon de gaming și ambele au acest ecran de 120Hz. Și acum că ați văzut toate specificațiile acestea, toate informațiile, hai să vedem cum se comportă și în jocuri, pentru că, până la urmă, asta ne interesează când vine vorba despre un telefon aici pe canal. Prima dată ne vom uita la Samsung Galaxy A35 5G. Este vorba despre telefonul care nu e atât de puternic ca A55 5G, dar veți vedea faptul că nu vei avea absolut nicio problemă în Brawl Stars, te vei putea juca foarte, foarte fluid și cred că se poate observa deja că jocul rulează excelent și mai ales pe ecranul ăsta atât de viu colorat, 120Hz, nu vei avea probleme absolut deloc, frate. Deci uitați-vă și voi cât de bine poate să arate jocul pe acest telefon. Bările alea negre știți bine că sunt de la joc, așa face Brawl Stars-ul, dar dacă te joci alte jocuri, vei avea, bineînțeles, jocul pe tot ecranul și te vei putea bucura de chestia asta. Dar uite o chestie interesantă, că nu o să mai fac prezentări de telefoane, aș vrea să încerc și alte jocuri și am nevoie de ajutorul vostru să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce jocuri credeți că ar fi interesante de testat pe telefoanele pe care eu vi le prezint pe canal. Momentan Brawl Stars, pentru că știu că este extrem de popular, toată lumea se joacă și având în vedere că este atât de popular, când îți iei un telefon nou nouț, ce vrei să te joci? Vrei să te joci Brawl Stars și vrei să știi dacă jocul ăla va merge bine sau nu, corect? Dar până acum am văzut A35-ul și hai să trecem și la A55, varianta mai puternică, și o să observați faptul că nu e o diferență atât de mare, adică e destul de similară treaba, poate un piculeț mai bine, dar pe Brawl Stars cel puțin treburile arată destul de similar. Acum, ecranul fiind de 120Hz pe ambele, ajută foarte, foarte mult în fluiditate și asta o să observați că și aici este extrem, extrem de fluid totul și chiar vă recomand aceste telefoane dacă vreți un preț bun, da? Și o performanță pe măsură. Aveți oricum link-uri în descriere dacă vreți să aflați mai multe detalii despre aceste telefoane, dacă vreți să aflați prețul lor, bineînțeles.
Pentru că există o diferență de preț între Samsung Galaxy A55 5G și între Samsung Galaxy A35 5G. Asta o să depindă foarte, foarte mult de voi și dacă chiar aveți nevoie de acea extra performanță pe care A55-ul ți-o oferă. Sunt sigur că pentru foarte mulți A35-ul va fi suficient, dar dacă vrei acea extra performanță, trebuie să mergi pe A55. Din nou, aveți link-uri în descriere dacă vreți să aflați mai multe informații sau dacă vreți să vă achiziționați aceste telefoane și acum vom trece pe Direct Capture și vom vedea jocul cum îl vedem în mod normal în episoadele noastre. De fiecare dată când intru în jocul ăsta, mă minunez la cât de multe chestii mi-apar pe ecran. Sunt atât de multe chestii de luat, atâtea skin-uri, atâtea pass-uri, încât habar n-am ce merită luat și ce nu merită luat, așa că scrieți-mi în comentarii dacă merită luat acest pass. Acum nu știu ce să zic, poate să-l iau pe cel basic? Nu știu ce părere aveți. Hai că l-am luat până la urmă. Ia să vedem, bă, am primit ceva mai mult. Ia, hai să ne apucăm aici de făcut răbușoară. Și s-ar putea să-l iau pe Hank. Eu pe Hank nu l-am. Deci e posibil. Știți bine că am destul de mulți pe care nu i-am. Dar aș vrea să iau și niște skin-uri noi. Să ne jucăm cu niște skin-uri noi în episodul de azi. Să vedem dacă reușim să facem ceva. Îl iau pe Hank? Bă, l-am luat pe Hank! Ce vorbești? N-am jucat în viața mea cu Hank. Ia, pe care aș putea eu să-l iau următorul. Hai să-l luăm pe ăsta. E suport, nu prea îmi place să joc suport. Damage dealer, assassin. Bă, cred că assassin mai degrabă. Ok, mergem pe assassin. Cel mai ok. Mie îmi place să mă duc să dau damage. Damage de la puternic, știi? Să-i fac praf dintr-o singură lovitură. Așa mi-aș dori eu, acum n-am. Hai luăm de pe aici. Hai să trecem și la niște, meciuri. Și dacă tot l-am luat, hai să-i facem niște upgrade-uri. Nu o să-i fac upgrade-uri la maxim, dar vreau măcar un meci să dăm. Așa. Și avem niște skin-uri pentru el? Ia să vedem. Ai drăguț skin-ul ăsta și nici nu e mult. Pentru 29... Ăsta e mai șmecher de 109. Bă, știi ce? Hai că l-am păsat de 29. Perfect. Hai dăm un solo showdown. Hai să vezi ce bătaie mi-au eu pe solo showdown cu caracterul ăsta. Că nu e asasin sau ceva. Ok, bă, vezi că dă destul de mult damage. Bine, nu prea știu eu să mă joc atât de bine cu el. Dar de la apropiere, cel puțin, destul de mult damage. Deci dacă umfli balonul ăsta, fii atent. Fii atent că dă bine. Dar bănuiesc că dacă îl umpli prea tare, bubuie și o încurci. Mamă, tăticule, vezi că e bun. Mamă, cât de șmecher e caracterul ăsta, nu-mi vine să cred. Dar ce-o face ultimata lui oare? Pot să țin balonul ăsta încărcat permanent? Nu pot. Mă gândeam eu că nu pot. Ok, și-a activat ultimata, ceea ce e perfect pentru noi. Pentru că... Ok. Nu. Hai. Vrea să mă bată. Vrea să mă bată. Aproape am încurcat-o aici. Aproape am încurcat-o, dar... Hai să vedem. Nu vine, e frică. Hai să încărcăm și noi viața aia. Nu de alta, dar el are 11.000 la viață, adică... Acum e acum. E tare că poți să dai asta pe după pereți. Adică eu pot să-l bat de aici. Păi el nu știe, dar eu pot să-l bat de aici. Bă, vezi că ești maker, e chiar tare, îi dau like. Îi dau like și sper că și voi ați dat like la acest episod, că mie chiar mi-a plăcut caracterul ăsta. Ok, hai să vedem ce primim pe aici. Și știi care e faza? Eu dacă mă duc acum pe shop, ce pot să-mi cumpăr? Mega Colt sau Mecha Colt, Mecha Leon. Sunt mișto skin-urile astea, că văd că mai sunt niște skin-uri pe aici. Asta e puraj de Paște? Bunny skin. Bă, vezi că e mișto. Hai că le-o pe ăsta. Îmi place destul de mult.
Ia. Așa, astea... Nu știu ce să zic despre ele. Nu uitați de telefoane. Samsung Galaxy A35 5G și Samsung Galaxy A55 5G. Le aveți în descriere. Și bineînțeles, le mulțumesc celor de la Samsung pentru această colaborare. Bun, hai să vedem. Ușurel, ușurel. Ia mă de aici, ia mă de aici. Stai cu minte, stai cu minte acolo la tine. Mai sunt 5 brawleri, deci mai sunt foarte mulți. Hai să vedem dacă facem o șmecherie de asta așa. Oh, n-a știut ce a venit. A venit camionul direct. A venit camionul direct. Ok, ia de aici și tu, frumos. Frumos. Nu știe unde să ducă. Ia una de asta. N-ai mă ce să mai faci. N-ai ce să mai faci. E prea bun, Squeak. E prea bun, eu dau like iarăși. Hai să jucăm cu Colt, frate. N-am mai jucat de foarte mult timp. Skinul ăsta este extrem de scump. Da, parcă mi-e dor. Parcă mi-e dor să mă joc cu Colt. Mamă, câte chestii mi-a dat. Bă, vezi că ești șmecher. Vezi că... Ia, Colt trebuie să fie undeva pe la început. Că e unul din caracterele alea originale. Și... Hai să facem și un upgrade dacă tot așa. Ia să-l vedem. Ia să-l vedem pe domnul Colt. Unde-i mă skin-ul ăsta? Mecha Colt. Caută-l. Caută-l ce frumos e. Bun, și asta mi-a dat și mai multe chestii. Deci nu e un simplu skin. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva cu acest nou Colt robot. Pentru că văd că e un fel de tematic acum în joc. Cu aceste skin-uri. Nu știu exact ce fel de event e, pentru că nu m-am jucat recent Brawl Stars, dar voi cu siguranță știți despre ce este vorba, puteți să-mi spuneți dacă vreți. Ia stai așa că avem aici o țintă. Easy. Asta trebuie să faci, trebuie să te duci când alții sunt ocupați cu alte chestii. Înțelegeți? Despre asta e vorba în jocul ăsta. Duci așa frumos și te farmezi. Acum... Am ultimata care trece și prin pereți. Cazul în care avem nevoie de așa ceva. Poate nu trebuia să o folosesc acolo, dar eu zic că a fost un win destul de bun pentru că am primit ceva. Ok. Să nu tragă dintr-o dată ultimata aia. Gata. Bun, și acum ultimul caracter de aici. Ia să vedem. Care ești, mă? Care ești, mă, pe aici? Arată-te. Aha, are unul. Ce a făcut tot meciul? Era alt Colt săracu cu doar unul farmat. Păi bune. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Skinul ăsta e într-adevăr destul de mișto, are multe efecte, multe chestii, dar n-are rost să mai cumpăr încă un skin ăsta de robot. Ce cred eu că voi face? Hai să vedem ce altceva mi-aș lua. Unicorn. Interesant. Ce mai avem pe aici? Ok. Bă, ăsta e dragon. Vezi că e interesant. El primo dragon. Hai că luăm pe ăsta să vedem. Nu m-am mai jucat nici cu el primo de foarte mult timp. Adică, ce vorbim aici? Astea sunt caractere de-astea clasice. Ia. Să vedem. Uite, ăsta este skin-ul, nu? El dragon. Gata, mă, tot pe Solo Showdown, știți bine, Solo Showdown este modul meu preferat de joc. Sunt unele skin-uri care sunt doar simple recolorări și alea nu sunt așa de wow, dar astea care îți schimbă total caracterul, de zici că e alt caracter, nu mai știi ce caracter e, asta chiar îți mișto. Ce vrei? Ok, mulțumesc domnule, m-a ajutat băiatul ăla de acolo. Mulțumesc. Hai că ne mai farmăm și noi puțin tel. Nu fă de astea așa. Nu fă de astea așa cu mine, că nu-mi place. Ok, care e pe aici prin boscheți? Bun. Acum am fugit. E, asta nu înseamnă că mi-am irosit ultimata, ci faptul că m-am salvat. Pentru că mai aveam foarte puțin HP și acolo cine știe cine era pe aici prin boscheți ăștia. Ia. Care ești, mă? Mai sunt 3 brawleri. Unde-s? Aha, unul e acolo.
E momentul potrivit. E momentul potrivit pentru mine. Pa! Pa! Asta îl lăsăm, îl lăsăm puțin. Venim aici să vedem care e situația. Păi, știi ce? Am să stau în centru. Stau aici în centru. Și n-aveți decât să veniți. N-aveți decât să veniți. Eu am 8. Ok? E unul cu 2 și e unul cu 1. Are sens. Că tot o să vin aici. Hai. Hai să vă văd. Hai să vă văd. E. E. Deci unul într-o boschete și unul într-o boschete. Uitați-vă și voi la ei. Ia. Na, uite-te la ei. Na, na. Ok. Easy. Luăm ăsta de aici. Avem 9, da? Bun. Hai să-l vedem pe băiatul ăsta. Boom! S-a zis. Noapte bună. Ia să vedem. Ce mai avem aici? Că știu că nu le-am luat pe toate. Hai să le deschidem, că dacă tot, dacă tot le avem, de ce nu? Să deschidem tot ce am luat. Asta de aici, asta așa frumos. Rare. Aș vrea să mai da campion de ăștia, că eu nu prea mai am. Am foarte mulți lipsă. Și ar fi frumos din partea jocului, dar nu ține de mine. Ia să vedem. Ok. Luăm și ăsta. Astea-s binevenite. Da, unlock imediat la caractere. Unlock any brawler. Or. Bă. Cred că o să-mi iau un brawler nou. Că tot ziceam că vreau unul. Hai să vedem ăsta. Ăsta e marksman. E sniper. Bă, e free. Așa că de ce nu? Angelo. Bă, cred că merită în mare parte să-ți cumperi pass-urile astea. Că uite, îți mai dau, îți dau o grămadă de chestii de altfel. Adică, n-am ce să zic. Acum, dacă ți-ar pica doar brawler de aici, ar fi frumos, dar... Na, nu se poate. Ce să faci? Da, deschidem steluțele astea să vedem ce mai pică. Ok, ce mai avem aici? Încă una. Deschidem și pe asta. N-am să iau mai departe. Vreau să deschid cam tot ce e de deschis. Cred că am deschis deja, da. Bun, deci practic dacă vrei poți să mai avansezi. Și la final abia primești asta. De aici. Skinul ăsta. Și după asta îl primești pe ăsta de aici. Sunt mișto skinurile, chiar sunt mișto. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonajul de like. Aceste telefoane sunt disponibile în descriere dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ele sau dacă vreți să vi le achiziționați. Și bineînțeles, noi ne auzim data viitoare.